Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la Canal 33. Avem o ediție specială la care vă invit să fiți ochi și urechi, pentru că vom vorbi mai ales despre vedere, alături de invitatul meu, Flavius Adrian Țurcanu, optometrist și coach. Bine ai venit, dragul meu, la Canal 33. Mă bucur să fiu aici și să fiu cât mai util prin prezența mea și ție și celorlalți care ne urmăresc. Mi-ai captat atenția, mai ales că, iată, port ochelari de ceva timp și, într-adevăr, dioptriile se măresc în timp, dar cumva tu ai pornit pe cont propriu în călătoria ta de a scăpa de ochelari. Se pare că ai reușit. Ai și un ghid de exerciții oculare, dar o să vorbim despre el mai târziu. Hai să luăm un pic mai pe departe, pentru că perspectiva ta este complexă. Înțeleg că nu abordezi doar o chestiune legată de ochi, de fiziologia ochiului, ci de un întreg ansamblu care conduce la o vedere mai bună sau mai puțin bună. Ce nu știm noi sau ce perspective greșite avem despre ochii noștri și despre vederea noastră? Păi, în primul rând, noi nu suntem ochii noștri. Noi suntem în acest corp. Și există o simbioză între noi, ca ființe coborâte în acest corp, și ochii noștri. Noi, în momentul în care vrem să vedem, în stânga, în dreapta, în față sau în spate, ochii nu se așteaptă ca noi să-i mișcăm în stânga sau în dreapta. Ei se mișcă la intenția noastră. Adică, în momentul în care noi avem intenția de a privi undeva, ochii vor asculta comanda aceasta și să vor supune aceste intenții noastre. Doar că, la un moment dat, odată cu trecerea în vârstă, intenția noastră de a vedea nu mai este ascultată, pentru că ceva se întâmplă și această simbioză între mental și corp nu mai este una funcțională. Aici vine întrebarea: ce anume face ca această funcționalitate să nu mai existe ca în fabrică? Aici sunt o serie de tipare de gândire, o serie de moduri de a gândi, de a privi viața, care ne influențează să nu mai vedem clar. Eu am și o vorbă care spune că problemele de vedere nu au treabă cu ochii, ci cu modul în care noi privim viața. Dacă privim viața cu supărare, cu încordare, cu tristețe, inevitabil și la nivelul ochilor se va simți acest lucru. Sau refuzăm să vedem anumite lucruri? Da, refuzăm să vedem anumite lucruri din viața noastră, pentru că nu putem să le vedem așa cum sunt ele, refuzăm să le vedem în forma care sunt, nu mai putem tolera să le vedem așa cum sunt ele. Și toate aceste tipare de a privi, inevitabil se determină în primul rând printr-o oboseală în sistemul vizual și implicit la ochi. De asta oamenii spun: de oboseală simt că îmi pică ochii în gură, sau de oboseală nici ochelarii, când ochii mi s-au obosit, nici ochelarii nu mă mai ajută. Atunci ce faci? Schimbi rama la ochelari? Schimbi ochelarii doar cu dioptrii mai mari? Dar cu oboseala ce faci? Că acea oboseală în sistemul vizual a venit din tiparele de gândire. De asta avem și o expresie noi în limba română: doar gândul că am să văd acea persoană mă obosește. Deci toate expresiile pe care noi le folosim, modul în care noi ne raportăm la lumea din jur, se manifestă în corpul nostru. Eu fac referire exclusivă la ochi, dar orice parte din acest corp fizic, care e pe la urmă o energie densă, se reflectă din modul în care noi trăim, gândim și așa mai departe. Cum ai reușit să faci trecerea spre ideea că există și o metodă alternativă? În general, dacă ai o problemă de vedere, porți ochelari, poți lentile de contact sau, în unele cazuri, faci anumite intervenții chirurgicale sau, mă rog, dar tu ai găsit a patra cale. Consider că e singura cale, pentru că toate celelalte căi sunt temporare până când vrei să ajungi să lucrezi cu ochii tăi. Totul a început din experiența mea personală. Eu am purtat ochelari, am învins până la urmă dependența asta de ochelari, ce până la urmă ochelarii fac, e că creează o dependență. Am purtat ochelari la început, asta știam atunci, cu dioptrii de 0,5 la stângul, 0,75 la dreptul. Doamna doctor de atunci mi-a spus că dacă voi purta ochelari, în maxim un an de zile am să scap de ei. Un an mai târziu, la următorul control oftalmologic, am aflat cu adevărat ce a vrut să zică doamna doctor. Că urma să scap de ei, să iau alții. De acea pereche. De acea pereche. Okay. Să iau alții, cu dioptrii mai mari, pentru că la următorul consult, 11 luni mai târziu, dioptriile mele au crescut. De la ochiul stâng, de la 0,5, au crescut dioptriile la o dioptrie, s-au dublat. La ochiul drept, dioptriile s-au triplat, de la 0,75 la -2,25. Atunci, avem un ochi dominant? Cumva așa se spune că e un ochi dominant, dar totul are treabă cu dezechilibrul la nivel de emisfere.
În momentul în care există un dezechilibru între modul în care noi gândim și modul în care noi simțim, inevitabil acest lucru se reflectă și la nivelul ochilor noștri. De exemplu, emisfera stângă, cea care este rațională, logică, are treabă mai mult cu ochiul drept, iar ochiul stâng are treabă cu emisfera dreaptă, care e cea mai emoțională, să spunem așa, cea care e intuitivă și cea mai feminină. Și atunci, când există un dezechilibru, inevitabil acest dezechilibru se vede în ochii noștri. De altfel, n-am întrebat foarte multe persoane, dar n-am auzit pe cineva să aibă exact aceeași dioptrie la ambii ochi. Poate că nu prea există. Decât dacă are zero. Dacă atunci, dacă măsori dioptriile, ceea ce noi facem în Cluj, măsurăm dioptriile la oameni, eu observ și le spun, uite, în spatele la dioptria asta tu ai niște tipare de gândire, în spatele asta dioptria aia alte tipare de gândire. Doar dacă zero dioptrii, în rest foarte rar există persoane să aibă două dioptrii, decât cumva la cei care sunt peste 50 de ani, modul lor de gândire este foarte rigid, adică nu sunt maleabili în a gândi, atunci dioptriile sunt egale. Atunci manifestarea, sau mai bine spus, eticheta medicală pe care eu o primesc la nivelul vederii este presbiopie sau presbitism, încât nu mai vede clar nici de aproape, nici la distanță. Și îți dai seama din cuvintele lor, că ei spun, de exemplu, nu mai văd nicio soluție să mă descurc în viață. Sau țin minte, om de afaceri din București, avea în jur de 50 de ani, care spunea, nu mai văd nicio oportunitate de afaceri în București. Atât timp cât el avea în trecutul lui o experiență negativă în business și în viitor el nu mai vedea. Pentru că modul în care noi vedem trecutul ne influențează modul în care noi vedem prezentul. Deci, prin urmare, somatizăm la nivelul ochilor fel de fel de tipare de gândire și credințe pe care le avem. Da. Gândește-te că simțul nostru vizual este cel mai predominant în momentul în care noi folosim corpul ăsta. Corpul ăsta, sau mai bine spus, noi în corp suntem ființe predominant vizuale. Mai există simțul auditiv, simțul olfactiv, gustativ sau kinestic, dar interacționăm cu mediul înconjurător în proporție covârșitoare, 70-80% prin intermediul simțului vizual. Și, desigur, acest simț în permanență se încarcă cu informații. Aici, în placa video din spate, acolo se formează imaginile. Ochii doar sunt niște receptori. Și modul în care noi reacționăm la ceea ce receptorii primesc determină calitatea vederii noastre. Prin urmare, putem să avem o deteriorare foarte rapidă a vederii funcție de anumite experiențe de viață pe care le avem, care să nu aibă neapărat legătură cu partea vizuală, cu, știu și eu, forțarea ochilor sau... Da, așa este. Sunt mulți oameni care știm în alte situații, care nu au treabă cu ochii, oameni care fac stop cardiac din senin, oameni care fac AVC din senin, oameni care știu eu, care fac AVC la ochi sau cresc dioptriile peste noapte sau ajunge ori peste noapte. Știu situații de genul ăsta. Pentru că impactul emoțional e atât de puternic, descărcarea emoțională e atât de înceată, proporțional cu încărcarea, inevitabil că există o încărcătură în câmpul vizual, de asta îi definim câmpul vizual, adică e un câmp energetic vizual. Și câmpul ăsta energetic vizual este încărcat, cu cât frica e mai mare, încărcătura e mai mare, dacă nu e o frică mică, mare, da, sunt foarte multe frici adunate. De încărcături adunate, tot ajunge la o încărcătură care să influențeze starea vederii noastre. Cât ți-a luat în primul rând să te documentezi cu privire la ce ai de făcut? Ai avut noroc, care cumva pur și simplu ți-a sărit în ochi ceva, un material foarte interesant, sau ai căutat foarte meticulos și ai găsit până la urmă surse din care să te inspiri, sau ai creat de la zero? Ceea ce vorbesc acum, vorbesc din experiența personală. Desigur, la început o trebuie să studiez. În momentul în care începi un domeniu, apuci de undeva și încep să studiez. De-a lungul timpului, pentru că abordarea ce facem noi ca echipă, educația vederii, și avem un motto, lucrează cu ochii tăi, e de a lucra cu ochii tăi pe trei planuri. Pe plan fizic, cu exerciții oculare, cu alimentația și cu partea psihoemoțională. Atunci, eu la început am început cu exerciții oculare. Așa am știut și eu la început. După aceea mi-am dat seama că lucrurile și exercițiile sunt mai profunde, mi-am dat seama că și alimentația are un rol. Am trecut de la a mânca orice, la a fi foarte selectiv cu ceea ce mănânc. Aceea, la început nu știam ce înseamnă emoții, nu știam la 24 de ani când am început ce înseamnă să gestionez gândurile, ce înseamnă să ai un dialog intern. Erau lucruri... Păi și o să întrebe domnișoarele și doamnele care sunt preocupate, siluetă, bine, și pentru ochi și pentru vedere trebuie să mă uit ce mănânc, nu mi-ajunge că mă uit pentru cântarul acela care mă stresează.
Da, să știi că de multe ori am întâlnit. În momentul în care ție nu-ți place ce vezi la tine, inevitabil că primul lucru prin care tu vrei să estompezi ceea ce vezi, îți vei estompa calitatea vederii tale, ca să-ți fii mai ușor să vezi. Deci, pe măsură ce arăți din ce în ce mai bine, îți va fi mai drag să fii mai deschis să te vezi mai bine. Să te vezi mai bine în oglindă. Deci de-aia noi, bărbații, atunci când vedem o femeie frumoasă, ni se îmbunătățește vederea. Da, da, da. Da. Deci ai început cu exerciții. Aici în acest ghid avem mai degrabă partea de exerciții cu ochii, cu vederea, sau sunt mai multe? GOO e acronimul de la ghid de exerciții oculare. E strict exerciții oculare, e strict practică, fără un gram de teorie. De-a lungul timpului oamenii spuneau: Flavius, prea multă teorie pentru noi, n-avem timp. Dar asta este, să nu credeți că este un volum de 200 de pagini pe care să-l citiți, este o 26 de pagini, o lucrare are 200 cu o prezentare grafică foarte, foarte frumoasă. O să scot aici acest pliant și ilustrat foarte frumos și foarte scurt la obiect. Da. E pentru a duce la acțiune direct. Adică ce am de făcut, uite așa ai de făcut, încât să citești puțin, să faci mult. Și pentru că cauzele emoționale sunt de fapt sursa de unde încep totul, am creat și o poezie care cred că ar fi bine să o audă cei care ne urmăresc, care spune în felul următor: cei cu dioptria mare sunt căzuți într-o visare, privesc tânjind la lumea care de mult nu este în picioare. Ei nu privesc prezentul care le aduce și eliberare. Ei privesc cu supărare. De asta-i dioptria mare. Și mai am o întrebare. Ce fac ochelarii, oare? Și ce fac ochelarii? Te mențin în acea visare. Noi, de fapt, compensăm, într-adevăr, o deficiență cu ochelarii. Ochelarii se spun că sunt o cârjă optică. Eu spun că sunt o cârjă emoțională. În momentul în care purtăm ochelare, ne este mult mai ușor să spunem nu, de exemplu. Femeile îmi spun că lor le este mult mai ușor să facă, când poartă ochelare, ceea ce trebuie, decât ceea ce își doresc. Punem o barieră între noi și lumea și ne simțim mai în siguranță. Mai în siguranță. Dacă ne uităm la copiii care poartă ochelare, niciunul dintre copiii de la școală, din clasele mai mari, nu o să-l bată, pentru că există riscul să-i strice ochelarii. Atunci e o formă de protecție. Bă, voi vreți dați în mine? Uitați, eu port ochelari. Dacă dați în mine, stricați ochelarii. Și o să trebuiască să plătiți ochelarii. E o formă de protecție. Păi mai intelectuali, mai sofisticați? Acum s-o cam dus trendul ăsta cu a fi intelectual. Acum e fashion. Adică e la modă să porți ochelari. Porți ochelarii pentru că logic e partea asta în care îmi stă bine, dar emoțional în partea aia în care cu ei eu mă simt bine. Adică în protecție. Dar dacă tu uiți în trecut, cine purta ochelari, cum era înainte de 89? Ochelari cu patru ochi, da. Porți biciclete la ochi și erau persoanele respective erau făcute de rușine, se simțeau rușinate. Dar dacă te uiți la o persoană care poartă ochelari și mai ales de mic poartă ochelari, e o persoană timidă, introvertită. De asta câmpul vizual, apropo de câmp energetic vizual, se reduce la cei care nu văd clar la distanță, pentru că ei vor să vadă lumea de aproape sau din interiorul lor, în care nimeni nu îi amenință. Vedem diferit bărbații și femeile? Reformulează, te rog, întrebarea. Provocările pe care le au cu vederea bărbații și femeile sunt diferite sau provin din moduri diferite de a vedea? Se spune că femeile, de exemplu, au o privire periferică mai bună. Da, asta da. Și, mă rog, noi bărbații cumva vedem unidirecțional. Dar asta mă face să mă întreb dacă percepem lumea cumva dincolo de partea vizuală în sine, cumva diferit bărbații și femeile, și dacă poate duce la probleme ușor diferite sau n-are legătură cu genul. Din punctul ăsta de vedere, nu. Sunt mai multe emoții predominante de frustrare la femei și de vinovăție față de bărbați, care bărbatul niciodată nu se simte vinovat pentru că el e grozav, n-are cum să greșească. Atunci, sunt o serie de tipare emoționale care sunt predominante la femei față de la bărbați. La bărbați există această nesiguranță, neîncredere în sine, care afectează vederea mai mult, dând la o parte componenta hardware, pentru că noi suntem în corpuri, am ales experiență de bărbat sau de femeie, aia e partea a doua. Și atunci fiecare corp vine cu o anumită programare de a gândi, de a privi viața. Dar
din punctul ăsta de vedere, nu există. De exemplu, când ce se întâmplă după 40 de ani? De tot ni se spune că după 40 de ani e normal să nu mai vezi clar și așa mai departe. Dar după 40 de ani, unul din părinții noștri se duce înapoi de unde a venit. Și atunci persoanei, că e el sau ea, este greu să-l vadă pe mama sau pe tata pe patul de moarte. Și am întâlnit zeci de situații în aceste exemple în care ei vin către mine și Flavius, ce să fac? Du-te și-l vezi. Păi nu pot, hai să poți. Și le explic, dacă tu nu te duci acum să-l vezi, ulterior regretul că nu l-ai văzut va fi mult mai mare și îți va afecta vederea mult mai mult decât dacă te duci acum. Deci, cumva, sunt niște mici diferențe, dar nesemnificative, dar evenimentele importante din viața noastră pe care noi le vedem cu ochii noștri, modul în care ne raportăm la ele sunt definitorii pentru calitatea vederii noastre și nu doar a vederii noastre. Dar nu e o abordare prea sofisticată? Adică ochelarii își poate pune oricine la ochi. Așa e. Pe când ceea ce propui tu necesită o înțelegere a lumii și a propriei ființe de o manieră destul de sofisticată. Pentru masa de oameni. Așa este. Însă e bine să subliniem faptul că ochelarii nu corectează vederea. Noi când îi punem la ochi, noi simțim că vedem mai bine și avem impresia că am rezolvat problema. Dar nu am rezolvat-o, nici măcar n-am scăpat de ea. De pentru care, pentru că ochelarii nu corectează vederea, la 3 luni, 6 luni după ce corectăm vederea, vederea noastră este mai slabă decât înaintea momentului de a purta ochelari. Și practic ochelarii creează o dependență, fiind o cârjă optică, care în timp nu face decât să faciliteze, să pui sub preș toate emoțiile care influențează și vederea. Spun și vederea, pentru că o emoție care este în câmpul vizual nu este conectată doar în câmpul vizual, ea e conectată și cu inima, e conectată și cu ficatul, e conectată și cu alte părți din corpul nostru. Deci a lucra cu ochii noștri nu implică doar a vedea, implică evoluție spirituală. Acum îmi imaginez că exercițiile oculare le poate face oricine și cred că aduce anumite rezultate și anumite beneficii de sine stătător. Partea de înțelegere a emoțiilor e un pic mai sofisticată. Dar cât ți-a luat ție pe partea asta de exerciții? Ai spus că ai început cu ele. Da. Doar prin exerciții ai obținut niște rezultate sau abia când ai avut o abordare 360 de grade? Da, de asta rezultatele complete și pe termen lung se obțin când ai această abordare holistică. Eu când am început cu exerciții oculare am avut rezultate rapide. În prima lună am scăzut o dioptrie la ochiul stâng și o dioptrie la ochiul drept. E bine, după acea primă lună exercițiile nu mai funcționau. E ca și cum făceam o frecție la un picior de lemn. Mi-a pus întrebări de genul, exercițiile doar atât pot scădea? Doar o dioptrie? Și dacă da, care e logica? Însă, ulterior mi-am dat seama că există și alți factori care influențează vederea și am început să fac schimbări pe plan alimentar. De la mânca orice, am venit foarte selectiv, acum sunt vegan. Adică, dacă eu nu știu ce conține acolo, nu mănânc. Dacă știu, atunci aleg dacă mănânc sau nu. Atunci, contează foarte mult ceea ce mâncăm pentru că alimentația este o formă de energie care influențează, atrage ce fel de gânduri noi să avem. Atunci mergem în etapa următoare, partea emoțională. În momentul în care am făcut schimbări pe plan alimentar, am văzut după 3 luni de zile după că exercițiile dau iarăși efect. Iarăși funcționează. Am zis, papa, stai că trebuie să păstrez. După ce am început să fac schimbări pe plan alimentar, am văzut că exercițiile au efect. Dar iarăși am avut un moment de plafon în care iarăși nu mai funcționau exercițiile, atunci am fost mai deschis. Nu mai funcționau în sensul că atingeai un platou și nu puteai să ieși dincolo de el. Da. Atunci am mers mai departe. Adică nu regresai, dar Nu vorba de regres. E vorba de oricât de des le făceam, oricât de repetitiv le făceam, să zicem 3 reprize pe zi, a câte 5 minute. Și nu 5 minute, îl fac 10 minute. Simți că degeaba le faci. Sau așa simțeam eu, că degeaba le făceam. Și atunci am fost deschis în a merge și a înțelege latura asta emoțională, care de fapt e foarte legată cu latura spirituală și de aceea, de fapt, tot ce facem noi, educația vederii, este despre evoluție spirituală, doar că oamenii își dau seama mai târziu când acționează. Florus, să aprofundăm dialogul nostru pe fiecare dintre aceste componente, însă după o foarte scurtă pauză de publicitate, așadar publicitate și revenim. Pentru situația catastrofică din învățământul românesc, ora de religie.
Mă bucur tare mult să fiu aici în această seară alături de voi și să vă vorbesc despre manifestări, despre materializări. Cât ar trebui să cheltuiască o familie de părinți care vrea să-și vadă copilul la un colegiu foarte bun? Trebuie să respect scriptul. Da. Bine ați venit la emisiunea Sfere de Interese, ediția de marți cu HD Harman și cu mine. Harman și Stoian, apropo, da. Ca să fie ne-am clar, întors. Harman și Stoian. Investiția unei organizații în cultura centrată pe om înseamnă angajați fericiți. Headhunting-ul este un serviciu căutat în România. Alături de noi e un invitat oarecum surprins, oarecum nesurprinzător, Petre Roman, primul prim-ministru al României capitaliste, dacă pot numi așa. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Nemulțumiri mari legate de probleme sociale, probleme economice, probleme politice, bineînțeles, fără să mai vorbim de ceea ce înseamnă război produs de Rusia în Ucraina. Scopul discuției de astăzi, dragilor, este să vedem cum începem un startup în Web3. Da? Pornind de la experiența ta, de ce să construim un Web3 și nu un Web2? Vă invit la o incursiune în viitor, poate. Deși în multe țări acest viitor reprezintă prezentul. Și noi s-au făcut câțiva pași înspre ceea ce înseamnă telemedicină, însă nu se cunosc exact beneficiile. Începând de astăzi, NATO are un nou membru, Finlanda este cel de-al 31-lea stat. Limba română este regină și în Republica Moldova. Deci s-au întâlnit cei doi lideri supremi în Moscova. Vizita președintelui chinez Xi Jinping e prima vizită externă, înțeleg, pe care o face după realegerea sa în funcție anticipă. Că de-abia l-am reales. Da, poate că și simbolic faptul că faci prima vizită. Contează unde faci prima vizită. Da, sigur că da. Discutăm astă seară despre nivelurile sufletului în Kabbalah. Ne-am întors în dialogul nostru cu Flavius Adrian Țorcanu, fondatorul Educația Vederii, și avem aici un ghid foarte, foarte interesant de exerciții oculare. Continuăm așadar dialogul, Adrian, să încercăm să fim mai practici în această două parte a emisiunii și să spunem oamenilor ce fel de exerciții, cât de complicate sunt, cât de greu se fac sau trebuie să le înveți, că oamenii sunt comozi, stăm cu ochii, bineînțeles, în aceste ecrane nu știu câte ore pe zi, dar când e vorba să facem ceva bun pentru viața noastră, începem să ne codim. Da, asta e o altă discuție care ne ducem de ce nu facem lucruri pentru noi. Însă, referitor la întrebare, sunt două tipuri de exerciții. Una, un tip, primul tip, care odihnește ochii și relaxează ochii. Al doilea tip de exerciții, care crește nivelul de flexibilitate, de mobilitate a ochilor. Oamenii de-a lungul timpului, cu cât poartă ochelari, își simt ochii mai rigizi, mai încleștați, mai anchilozați. Atunci e nevoie de exerciții de flexibilitate, un fel de yoga a ochilor. Dar prima dată oamenii ar trebui să învețe să se conecteze cu ochii lor, să simtă ochii, pentru că primesc de multe ori întrebarea: eu nu știu ce să simt la ochii mei. Păi cum sunt ochii tăi? Sunt odihniți? Sunt relaxați? Pe o scară de la 1 la 10? Cât de odihniți sunt ochii tăi acum? Și ei spun: păi ce ar trebui să observ? Păi dacă sunt odihniți sau s-au obosit? Cum sunt ei? A, păi nu știu. Câteodată îi vedea în roșii, în oglindă sau, mă rog. Da, ei se așteaptă cumva un reper ca pe telefon să mă uit să văd acolo. Ei, oamenii, majoritatea, nu știu să simtă corpul. Practic ei nu sunt în corp, de asta nu știu să simtă. Asta se datorează faptului că la un moment dat ei au văzut ceva, nu le-au plăcut și simbioza dintre ochi și minte s-a decuplat.
De asta acum acea intenție de a vedea are un răspuns foarte întârziat. Pentru că tu nu ești acolo în corp. Și nefiind în corp, tu nu știi ce se întâmplă. De ce ochii tăi au nevoie? Au nevoie de odihnă acum sau nu au nevoie de odihnă? Ochii tăi au nevoie de anumiți nutrienți sau nu au nevoie de nutrienți? Atunci, primul pas este să stai cu ochii închiși, măcar 10 secunde, și să observi care dintre cei doi ochi este mai odihnit sau mai relaxat. Vorbim doar despre cei doi ochi, nu vorbim de al treilea ochi. Okay, doar okay, de doi. Okay, okay. Și atunci, dacă se începe așa, se merge pe calea corectă. Spun lucrul ăsta pentru că dacă facem un exercițiu ocular, de exemplu, mai avansat față de asta, în care să rotim ochii, să mișcăm ochii, să forma unui cerc, s-ar putea să cineva să spună, mă dor ochii. Păi nu te dor ochii că ai făcut exercițiu, durerea era dinainte. Doar că contează sensul în care faci? Da sau nu, dar pentru început e important să se facă. Ok. Însă ți vreau să subliniez că dacă se fac exercițiile oculare și simți durere, nu exercițiul ocular a determinat durerea oculară. Acea durere exista deja acolo, doar că tu nu ai conștientizat-o. Prin exerciții oculare te conectezi cu ochii tăi, pentru că atenția ta e acolo. Nu poți să faci exerciții oculare în timp ce te uiți peste dealuri. N-ai cum. Rămâi cu atenția aici. Atunci exercițiile oculare te conectează cu ochii tăi. Se fac la oglindă? Nu, nu. E important. Deci nu e nevoie să te vezi făcându-le? Nu, nu. Asta ar fi deja mult mai avansat, dar asta okay. Să păstrăm lucrurile simple. Atunci, în momentul în care faci exercițiile oculare, poți să te duci în etapa următoare și să rotești ochii spre dreapta, apoi spre stânga, de 3 ori spre dreapta, de 3 ori spre stânga, și să observi unde există rigiditatea mai mare, spre dreapta sau spre stânga. Fiecare are un sens, un sens, da, pentru că nu e nimic întâmplător. Atunci, în sensul în care există o rigiditate mai mare, e bine să se repete, să fii mai insistent acolo, pentru că în timp ochii se flexibilizează. Dar atenție, ochii se vor flexibiliza în funcție de starea emoțională a unei persoane. De asta am o vorbă care spun, la ochii care nu zâmbesc, dioptriile le cresc. Acum fac o speculație și s-ar putea să mă contrazici, dar sunt curios. Da. Știu că din unele surse stânga este asociată cu trecutul și dreapta cu viitorul și poate că având anumite dificultăți, uitându-ne spre stânga sau spre dreapta, putem să asociem cu anumite blocaje sau dificultăți de a ne uita în trecutul sau în viitorul nostru? Da, da, așa este. Ai zis, foarte corect ce spui. Ai făcut o asociere foarte bună, că ce discutăm noi, că ce știi tu. Aici e bine de împărtășit din experiența mea, cu cât dioptriile sunt mai mari, am întâlnit la foarte multe persoane, mă refer de peste 8 dioptrii, persoanele respective nu pot accesa viitorul, ei nu își pot imagina, practic conexiunea lor cu canalul de creativitate e blocat. Imaginează-ți cum este, nu pot. Ei nu pot să-și imagineze, pentru că e blocaj și fizic și emoțional. Sunt și exerciții pe care le faci cu mâine. Știu la un moment dat că era recomandat să îți freci palmele destul de tare până se încălzesc și apoi da. Să pui podul palmelor pe ochi. Ajută, da. Ajută genul ăla. Da, e vorba de o energie care se transmite la nivelul ochilor și se relaxează ochii. Deci sunt și exerciții pe care le faci cu mâinile, cu degetele. Ăsta e singurul exercițiu care. Da? Restul exercițiilor care le faci nu e în filozofia mea, să zic. Atât timp cât lucrezi cu ochii tăi și îți pui atenția acolo, o să ajute. Și cred că pentru doamnele și domnișoare care ne privesc, mai este un argument în plus. Cred că le mai relaxează ochii și nu li se mai accentuează riduri. Da, evident că ajută și în direcția asta. Mulți le este frică de lucrul ăsta, că o să fac exerciții oculare și o să fac riduri, ceea ce e pe dos. Hai să intrăm un pic și în zona de alimentație. Tu ai spus că ești vegan, mi se pare destul da. De extrem, așa, la extrem vegan. Eu nu mănânc carne, dar dincolo de asta nu m-am aventurat mai departe. Ce a produs în viața ta acest? Ce îmbunătățiri ai văzut pe partea de vedere și în general? În primul rând am văzut de la început, în momentul în care am renunțat, adică tot a început în 2009, când am renunțat la... Eu mâncam, fiind student în facultate, așa am început totul, mâncam ce era la cantina facultății, șnițel de porc, de pui, cu ce mai era acolo, ochiuri și cașcaval pane. Deci de acolo am plecat, adică okay, nu crede lumea că am venit mâncând prană. Adică, ok. Că am început gradual să renunț la ele, să mănânc prima dată pește, după care să mănânc soia în loc de carne. Și am văzut că am slăbit 7 kg doar renunțând la carne și la ouă, fără să fac o activitate dedicată slăbitului. Atunci am zis, hopa, stai un pic, alimentația are un rol mult mai important în tot ce înseamnă starea de bine a corpului. În ziua de astăzi consider că alimentația este o cale prin care noi ne putem curăța corpurile, acesta este doar corpul fizic,
Și dacă vrem o evoluție spirituală, nu doar ochi sănătoși, atunci e foarte important să alegem ce fel de energie aducem în corpurile noastre. Și asta e viziunea mea acum, trăită, nu doar citită. A, și trebuie să le spun telespectatorilor, nu? Și chiar l-am testat fără să vreau într-un mod involuntar pe Flavius, pentru că era o întrebare de la o telespectatoare, cred, și am pus-o pe ecran. Și eu cu ochelarele mei pe care am schimbat acum vreo jumătate, dar n-am putut să citesc întrebarea, dar Flavius fără ochelari a citit-o, așa că e pe bune ce spune, am văzut în direct. Dar pe partea asta de, nu știu, minerale, vitamine... Toate vitaminele și minerale au un rol. Există anumite alimente pe care le recomanzi în particular, care să ajute ochii? Păi, nu există anumite alimente. Asta oamenii se așteaptă cumva, ei vor o chestie specifică, ca care e pastila și de câte ori pe zi. Exact, un kilogram de morcovi, îi fac suc acolo și... Da, pot merge cu morcovi, pot merge cu afinele, dar mă ajută oamenii la nivelul în care prima dată trebuie să reducă făina albă din alimentația lor, să scoată zahărul sub orice formă, de dulce sau de băuturi care să aibă componente lor zahăr. Adică sunt niște pași pe care m-am uitat oamenilor îs acolo abia. Bă, alea nu-s bune pentru ochii tăi, nu-s bune pentru corpul tău. Și în momentul în care, de exemplu, aduci alimente care sunt cât mai crude, fie că e vorba de ceapă, că e vorba de usturoi, acestea, în primul rând, refac flora intestinală. Absorpția nutrienților nu are loc la nivel de stomac, cum au credință m-am uitat oamenilor, ci la nivel de intestine. Dacă tu ai o floră intestinală bună, care facilitează absorpția de nutrienți, inevitabil nutrienții vor ajunge prin sistemul sanguin și la ochi. Eu aveam credința inițial, cum adică alimentația influențează vederea. Dar ce, iau un morcov și spun tu, te duci la ochi. Și el știa lucrul ăsta, se ducea la ochi. Că astea erau credințele mele atunci. Nu știam. Suntem influențați și de ideea că luăm o pastilă, nu știu ce ne doare și ne trece durerea. Și avem ideea că s-a dus pastila acolo, nu unde ne doare. Da, avem doar impresia. Așa cum mulți oameni se duc și iau ochelari, în speranța că o să fie bine. Și întreb, pe ce te-ai bazat? În ce ți-ai bazat această speranță? Apoi nu știu, mă gândeam că ochelare o să corecteze ceva la ochi. Nu! Ochelare doar comută fasciclul de lumină din fața retinei pe retină sau din spatele retinei pe retină și atât. Cauzele și fizice și alimentare și emoționale rămân în picioare. În timp ele se cumulează. Și cum putem să dăm, nu știu, un restart la partea asta emoțională care afectează ochii? Că se acumulează unde deșerți acolo sau ce? Păi putem aștepta următoarea revenire. Revenire, ok. Revedere, următoarea revedere. Dar toate sunt foarte multe cuvinte de astea cu re. Recunoștință, revenire, resetare, religie. Aici ar fi o o altă discuție. Și nu cred că există o cale simplă, e o cale care fiecare o duce, sau mai bine spus, își duce crucea în funcție de cât acumulat din propria experiență, în funcție de cât acumulat pe arborile său genealogic. Pentru că știi și tu că noi absorbim în corpul ăsta fizic din tiparele de gândire și tiparele emoționale ale celor dinaintea noastră. Cum au văzut ei, cum au gândit ei, ne afectează starea de astăzi. Modul în care ei vedeau lucrurile nu mai este de actualitate cu modul în care se desfășoară viața. Că dacă noi gândim ca ei, inevitabil ne va afecta vederea. Că trebuie să ne schimbăm în modul în care noi privim dinamica vieții, care acum e mult mai dinamică. Prin lentile de contact ne putem schimba și culoarea ochilor. Da. Ne schimbă cu ceva imaginea de sine sau felul în care percepem viața? Are importanță culoarea ochilor din perspectiva ta? Din perspectiva mea, nu. Și din toată abordarea asta, nu. Deci, dincolo de partea estetică... Dar e o chestie doar de fashion. Adică vreau să-mi asortez sacou cu culoarea ochilor. Cam atâta. Sau, nu știu, vreau să mă duc... Cum unii își cer să ia ramele, să asorteze cu sacou sau cu rochile dacă merg la o nuntă. Dar nu are treabă cu tine ca ființă spirituală. Adică sufletul nu are nevoie de ochelari. Adică tu de ce îi dai ochelari? De ce îi limitezi sufletul tău să aibă o experiență de a purta doar ochelari? Deci nu o lași să se bucure de viața asta cu provocările care sunt prin ochi, așa cum se chiar așa este o energetică diferită când privești pe cineva în ochi și fiecare poartă ochelari sau nu știu, unul poartă ochelari și unul nu, decât fără ochelari? De obicei, persoana care este mai timidă va pune ochii în pământ sau în jos, care semnifică o stare de timiditate, de inferioritate. De multe ori, cei care poartă ochelari, le este mult mai ușor să facă lucrul ăsta, de a se uita în ochii celuilalt. Exact rolul ăsta, pentru că ochelarii sunt o cârjă emoțională, pentru a susține ceea ce emoțional nu poți duce.
Am văzut pe pagina ta de socializare niște tabere pe care le organizezi. Despre ce este vorba și ce se întâmplă? E o tabără intensivă de lucru în care lucrez cu ochii tăi pe toate cele trei planuri. Fizic, alimentar, emoțional. În natură am văzut. În natură, da, în natură se întâmplă, pentru că e bine să stai, să ai aer curat, măcar acolo. De dimineața de la ora 7:30 până la 19:30 sunt exerciții pe partea emoțională, sunt exerciții pe partea alimentară, în care oamenii conștientizează, le aduc studii științifice, de exemplu, de ce să nu mănânci alimente de origine animală, cum ele creează inflamații în tot corpul și inevitabil și la ochi. Facem practică la pauzele de masă cum să mâncăm sănătos. Și facem exerciții oculare. Deci și exerciții oculare, și lucruri pe partea emoțională, și lucruri pe partea alimentară. Da. Pe partea asta de alimentație vegană sau vegetariană, depinde fiecare pe unde se oprește, sunt foarte multe argumente sau foarte multe, cum se cheamă, în vânzări, obiecții. Dom'le, de unde ții proteinele? Că ai nevoie de proteine. Da, mi se pare un subiect care ar necesita atât de puțină privire să o acordăm, dar elefantul de unde și-a proteina? Îi acordăm 45 de secunde că să termine emisiunea. Da. Noi avem și pasole, și linte, și mazăre, și năut, și sunt foarte multe alimente care, dacă le consumăm, au și semințele consim anumite procente de proteină. Deci nu de proteină ar trebui să ne îngrijorăm, ci de modul în care noi privim viața. Unde găsesc telespectatorii noștri mai multe informații despre metodele pe care tu le propui? Este site-ul educațiavedere.ro sau pagina de Facebook Flavius Adrian Țurcanu sau pe Instagram Flavius Țurcanu. Mulțumesc foarte mult, Flavius, pentru prezența ta aici la Canal 33. Foarte interesant. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33. Pe curând!